Propunerea a fost făcută coaliției de către ministrul mediului Laszlo Borbély. Aceasta presupune ca taxa auto de primă înmatriculare pentru mașinile înscrise înainte de ianuarie 2007 să fie suspendată un an. În această perioadă ar trebui plătită doar taxa de poluare, redusă cu 25%. Unul din motivele pentru care s-a cerut amânarea legii a fost faptul că noua taxă nu a fost înțeleasă în totalitate de către proprietari. Mai mult decât atât, sunt multe persoane care vor să-și vândă mașinile vechi, însă cumpărătorii evită pentru că taxa de primă înmatriculare depășește în unele cazuri de 2-3 ori valoarea automobilului. Această taxă a intrat în vigoare pe data de 13 ianuarie și a fost introdusă la cerința Comisiei Europene.